Credincioșii români din capitala Suediei și din localitățile învecinate s-au adunat ieri noapte în rugăciune la paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Au participat aici la privegherea de toată noaptea oficiată de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Întrucât astăzi este ziua internațională a copilului, în cadrul slujbei a fost citit și acatistul Maicii Domnului, povățuitoarea copiilor. Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat apoi Sfânta Liturghie, rugându-se pentru toți copiii din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord și de pretutindeni. Au fost pomeniți de asemenea rugăciuni mult încercată mama din Finlanda, doctorița Camelia Mihaela Smicală și copiii săi de care este despărțită, Johan Mihail și Maria Alexandra. Tot acum, ierarhul a rostit câteva îndemnuri duhovnicești pentru părinți. Copilașii și tinerii sunt asemenea mugurilor plantelor care dacă sunt atinși prea tare de timpuriu, riscă să cadă de pe ramură. însă dacă sunt înconjurați cu dragoste și afecțiune, se deschid în flori minunate, bineplăcute lui Dumnezeu și oamenilor. În cadrul slujbei au fost sfințite și icoanele sfinților ierarhi, Vasine cel Mare și Ioan Gură de Aur, care vor fi așezate în altarul Paraclisului centrului episcopal din Stockholm.